Accidentul a avut loc dimineața, când copilul s-a întors cu calul de la fântână. În loc să țină animalul de frâu, băiatul și l-a legat în jurul corpului. Calul s-a speriat însă și a luat-o la fugă. Sute de metri a fost târât copilul prin grădină, iar rănile i-au fost fatale. Totul s-a petrecut sub ochii neputincioși ai tatălui său. Bărbatul a încercat să prindă calul și să-și salveze fiul, dar nu a reușit. Calul a fost cu minte, n-a fost rău, să zicem că era rău, s-a speriat, el și-a pus-o pe aia de mijloc, ce a fost, nu știu, și eu am să dă o parte, până să dă eu să o prind, n-am dat să o prind, și-a fugit cu el. Cât l-a tărat? 300 de metri până aici. Speriați, membrii familiei i-au acordat primul ajutor copilului și au sunat la 112. Calul, fiind potcovit de picioarele de spate, i-a dat, l-a lovit în cap. Când a venit, am ajuns noi aici, doar am mai căscat o dată, a căscat aici și salut. Ce era să mai facă salvare? Mai degrabă a venit aia de la Constanța, poliția de la Constanța. La fața locului a intervenit elicopterul SMURD și un echipaj de la ambulanță, dar copilul nu a mai avut nicio șansă la viață. Am fost solicitați pentru un copil de 13 ani, victima unui accident. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAR și elicopterul SMURD, a fost găsit un copil în stop cardiorespirator, s-a făcut protocol de resuscitare, dar din păcate în urma protocolului a fost declarat decedat, nu s-a mai putut face nimic. Vecinii sunt acum șocați de tragedie. Mărmă, sunt băiețaș, au fost doi frați. Cai se enervează, probabil, cine știe. Poate l-a agresat sau nu știu. Oamenii legii au deschis un dosar penal în REM pentru ucidere din culpă.